într-o țară în care pe oricine aproape ai putea să acuzi în orice moment, cel care are cătușele este și cel care conduce România. Gândiți-vă cine ar avea curaj să se opună sau care dintre oamenii politici îi vedeți că au curaj să abordeze frontal acest subiect al finanțării partidelor politice sau al finanțării campaniilor electorale. Nimeni, toată lumea se ascunde, deși știu cu toții că în mare parte exact așa procedează oricine candidează și așa procedează orice partid. Care politician îl vedeți în comisia de supraveghere sau nu știu cum se numește a serviciilor secrete, îl vedeți capabil să inițieze cu adevărat un control asupra activității acestor servicii. Când ei toți acolo pot fi în orice sau toți. Nu vreau să generalizez pentru că poate cineva consideră că nu trebuie să fie implicat. Când aproape toți de acolo, oameni politici, pot fi ca domnul Greblă, chemați a doua zi la parchet. Mai clar, dacă puteți Adică, spune eu spun că ce susțineți. cel care deține secretele tuturor, și toți avem secrete, mai ales cei din presă, din politică, sau Mai al clar. noastre sunt interesante. Este RI sau DNA? Și cel care are cheia asupra acuzării cuiva este și cel care poate determina anumite comportamente la nivelul politicienilor, la nivelul presei sau chiar la nivelul magistraților. Dar despre cine e Da? vorba? Vorbiți în clar, dacă tot e să discutăm Evident că despre. vorbim în, o să, că vorbim în clar. În spatele unui plan pe care eu îl văd foarte bine așezat și care este pus în practică de ceva timp, pas cu pas, și ce am aici sunt lucruri pe care de luni de zile eu le scriu. Și constatând toate acestea, se află un om care deține în acest moment toate aceste secrete, pentru că le are de la mii de oameni, de ofițeri care le adună. Este șeful actual al Serviciului Român de Informații, este domnul Florin Coldea. Deci domnul Coldea este cel care în acest moment deține această putere pentru că pe de o parte deține toate secretele, depozitarul tuturor secretelor tuturor, pe de altă parte are o foarte bună relație cu doamna Chioveși și vă spun eu care am intervenit în numirea doamnei Chioveși în funcția de procuror DNA. În ce Cum sens așa? ați intervenit? În sensul în care domnul Victor Ponta nu era de acord să se facă numirile procurorilor și numirea doamnei Chioveși, era singurul nume de interes care îl interesa pe președintele Traian Băsescu, singurul nume care îl interesa era Codruța Chioveși. A fost o propunere a domnului Coldea, doamna Cum sigur. adică a fost o propunere a domnului Coldea? Adică domnul Traian Băsescu evident că o susținea pe Codruța Chioveși, dar ea era plecată între timp din țară. Era la Bruxelles Da, trimisă a da, da. guvernului. Cel care a propus revenirea dânsei a fost domnul Coldea. De Dar unde știți? în De unde ce știți? Stați context? puțin, de unde Da. a scos informația asta? Cine v-a spus asta? La acel moment, această discuție, dar încă o dată spun, a fost un nume pe care și-l dorea și președintele foarte mult, dar ideea ca dânsa să se întoarcă de acolo a venit de la Florin Coldea, o Pe știam. adineaori a spus că dumneavoastră Nu, ați ascultați-mă, nu, eu am spus că eu am fost susținut-o pe. cea care Ați a intervenit, așa ați discutat cu spus. domnul Victor Ponta numirea doamnei Codruța Chioveși. Deci las. Păi stați puțin, ori Traian Băsescu a susținut-o, ori Traian Băsescu. dumneavoastră, ori Florian Coldea, că nu se mai înțelege nimic în clipa asta. Am spus că numele, propunerea ca dânsa să se întoarcă de la Bruxelles a venit de la domnul Coldea. Traian Băsescu și-a dorit foarte mult ca, virgulă, Codruța Chioveși să fie procuror DNA. Dar Victor Ponta nu dorea acest lucru. Dar cine v-a spus toate astea? Păi, faptul că Victor Ponta nu dorea era evident și știam de la președinte, dar era evident pentru că spunea pe toate părțile că nu dorește. Iar eu am fost cea care am mers la Victor Ponta să discut tocmai numirea Codruței Chioveși în Când? funcție. Într-o seară, în 2013, la biroul domnului Victor Ponta, pe care îl are în blocul în care locuiește. Am discutat atunci cu domnul Ponta și unul din argumentele pe care le avea, obiecțiile pe care le avea, era tocmai faptul că era extrem de apropiată sau
că ar fi fost extrem, ar fi ascultat foarte mult de SRI. Acestea erau unul din argumentele pentru care Victor Ponta se opunea numirii codului, unul din ele. Dar ne puteți spune în calitate de ce ați făcut această intervenție la domnul Ponta? În calitate de persoană care la momentul acela putea să discute cu el. Ceea ce n-ar fi făcut, spre exemplu, nici președintele care nu ar fi discutat cu V-a cerut președintele, v-a rugat să faceți aceste diligențe, această discuție cu Victor Ponta sau a fost inițiativă proprie? Nu, a fost inițiativa mea. A fost inițiativa Dar de unde știați despre discuțiile de la... Din discuțiile președintelui, din ce era public, era un conflict, nu se mai numeau procurorii, iar Traian Băsescu nu vrea să renunțe la Codruța Chioveși sub nicio formă, aici era cuiul lui Pepelea, dacă vă amintiți. Și în acest context mi-am asumat să discut eu cu Victor Ponta deblocarea situației. Ați discutat, o scurtă paranteză, ați discutat cu Victor Ponta și cu Traian Băsescu în acel context și despre Alina Bica la DIICOT? Propunerea Alina Bica nu era atât de importantă, era o propunere pe listă. Mai important era procurorul general atunci. Însă, așa cum a spus și președintele, față de dorința de a avea-o pe Codruța Chioveși la DNA, procurorul general a fost cel pe care l-a propus, pentru că asta spune legea. Deci este printr-o negociere și o înțelegere între președinte și prim-ministru. Și atunci procurorul general a fost numit domnul care este și astăzi. Nu îi rețin numele. Domnul Nițu, m-aș întoarce la ceea ce spuneați mai devreme, la domnul Coldea, despre care spuneați că el controlează toată situația, el este cel care are interesul să vă pună în această lumină proastă, să se întâmple lucrurile astea. Da. Aveți vreo probă? Păi, o mulțime de lucruri pe care o să vi le spun, da? Cumva o să încep cu un început sau cu ceva ce pentru mine a reprezentat o luminare asupra ceea ce mi se întâmpla. La o cafea cu domnul Sebastian Ghiță, undeva în vara trecută, vă spun și unde, la cafeneaua Sofa de pe Barbu Văcărescu, domnul Sebastian Ghiță mi-a spus că un apropiat al SRI-ului și o persoană care se vede des cu domnul Florian Coldea, mi-a spus că domnul Coldea mă urăște. Am întrebat de ce și mi-a spus un lucru pe care eu apoi l-am spus public, dar bineînțeles nu am citat la vremea aceea, pentru că am fost permanent o sursă alternativă de informații la președinte. Președintele României este nu cel mai informat om, de regulă este cel mai dezinformat om, pentru că el primește informații pe niște căi simple. El nu primește informații, bine, de pe internet, dacă stă să le citească, sau de la televizor, sau informații pe care le ia oficial de la instituții. Evident că atunci când cineva care este relativ bine conectat la presă, la toată zona de presă, la toată zona politică, la tot mediul de afaceri, o astfel de persoană are acces la președinte și poate să-i spună niște lucruri, și o să vă dau exemple în interviu, evident că devine o persoană neplăcută șefilor de servicii. Așa mi-a explicat Sebastian Ghiță faptul că domnul Coldea m-ar urâ. Eu n-am urât niciodată pe nimeni. Pornind de la acest moment... L-ați crezut pe cuvânt pe Sebastian Ghiță? Pentru că iarăși relația cu domnul Ghiță, relația dumneavoastră mi-e puțin neclară, și anume acum îi reproșați că a făcut un control de facto din poziția de parlamentar și că nu și-a făcut treaba. Pe de altă parte, n-aveați o problemă să vă întâlniți cu el pe Barbu Văcărescu. Adică... Și dumneavoastră mă criticați și n-am o problemă să vă dau interviul aici. Deci nu are nicio legătură. Lucrurile sunt și adevărate și într-un fel și în altul. Și cât de apropiată era relația cu Ghiță, astfel încât domnul Ghiță v-ar fi făcut asemenea confidențe, ce vorbea dânsul cu domnul Coldea. Mi-a făcut multe alte confidențe. Ca de exemplu. Altele. Nu știu, spre exemplu, l-am întrebat... Dar în virtutea cărei relații, că nu înțelegem. Pur și simplu, poate nici nu știu să vă spun, nu am o relație atât de apropiată cu domnul Ghiță încât să ne considerăm prieteni. Ca dovadă, cred că sunt cel mai atacat personaj după Traian Băsescu la televiziunea lui și am mai spus lucrul acesta. Nu știu, domnul Ghiță oscila probabil între nevoia de a sta mai aproape câteodată de Traian Băsescu, altă dată îi se părea că e mai
rentabil să stea aproape de Victor Ponta, habar n-am. Astea sunt motivele lui. Eu vă iau, vă reproduc ce mi-a spus el. Revin puțin la episodul întâlnirii cu premierul Victor Ponta, dacă el a avut loc. În 2013 a spus. Păi, când nu s-a erați, făcut numirea, nu știu. Când, dar nu erați inamici pe vremea aia, în opoziție, că am văzut niște schimburi de replici extrem de dure. Eu sunt chiar cea care chiar a făcut opoziție. Adică cum, domnul întâlnindu-vă Iohannis, cu Victor Ponta. Dar n-are legătură. Faptul că eu mă cunosc cu dumneavoastră, dacă ies de aici și spun ceea ce crezi pe dumneavoastră și spun sincer, n-are legătură lucrul acesta. Adică eu pot să cred niște lucruri despre un om și în același timp, legat de alt subiect, să stau de vorbă cu el. Dar a spus că erați printre puținii oameni care avea acces din la Victor lui Traian Băsescu. Ponta. Din apropierea iarăși, în virtutea căror relații? Faptul că a fost avocatul dumneavoastră la firme? Nu, avocatul meu, v-am mai spus, și este minor subiectul față de ce se întâmplă, credeți-mă. Avocatul meu nu a fost niciodată, dacă a fost avocatul lui Dorin Cocoș, sigur, părerea mea, v-am mai spus, cred că și-a luat un avocat prost. Victor Ponta, mi-aduc bine aminte, a declarat public că numirea Laurei Codruța Kövesi a fost propunerea lui. Este o declarație publică dată într-un interviu pentru evenimentul zilei, dacă nu mă înșer, cu vreo jumătate de an. A fost propunerea lui după ce a primit-o de la Traian Băsescu. El și-a asumat toate propunerile. Eu vă spun cum stau lucrurile și vă spun care era argumentul pentru care, principalul pentru care nu vroiam. Ori de la Traian Băsescu, ori de la Florian Coldea. Păi, iarăși oficial, va trebui să vă hotărâți. Nu, eu cred că am lămurit-o. Nu, oficial, deloc. Propunerea a făcut-o președintele României, pentru că în mod constituțional numirea procurorilor se face între președinte și premier. Asta este legea astăzi. Ideea ca doamna Kövesi să se întoarcă de la Bruxelles a fost ideea domnului Coldea. Haideți să ne întoarcem la domnul Dar ce vreți să spuneți cu asta, că a fost ideea domnului Nimic Coldea? Nimic, decât deci să arăt faptul că există un parteneriat între domnul Coldea și doamna Kövesi, și care, la nivel instituțional, de foarte multe ori l-am văzut materializându-se în acele referiri, caz rezolvat cu sprijinul SRI, care nu mai apar de când Traian Băsescu a remarcat că nu este normal să apară permanent. Chiar în cazul dumneavoastră a apărut această mențiune. Nu mai știu. Și astăzi, la dosarele, la comunicatele SRI, de azi. Această mențiune a apărut inclusiv în punerea sub acuzare în ce vă privește. Aha, bun. Deci, după ce a apărut președintele la momentul acela și a spus că nu este normal, pentru că foarte mulți oameni de afaceri au înțeles mesajul că cei care dețin toate informațiile sunt cei de la SRI, având în vedere că DNA lucrează cu informații de la SRI, și ca urmare au încercat, și asta vă spun eu, au încercat să-și găsească intrare la SRI. Deci după ce a fost această remarcă a domnului președinte, mi-amintesc că o vreme nu a mai apărut. Dacă a spus că a apărut din nou, nu am remarcat. Dacă această colaborare este instituțională, este corectă. Numai că dacă și instituții, și procurori, și magistrații sunt oameni, și încă o dată, vă dau un exemplu celebru, domnul judecător Greblă. Și vă spun că este evident că atunci când cei de la SRI dețin informații despre toți, inclusiv despre judecători și procurori, dacă relația dintre SRI și procurori este una prin care adică SRI-ul poate face presiuni într-un fel sau în altul asupra magistraților, atunci iarăși avem de-a face cu un abuz. Acuzația pe care o faceți, fie și în subtext, este extrem, extrem de gravă. Și anume, că dosarul dumneavoastră... Nu legat de dosarul meu, nu. Dosarul Microsoft. Generală. Aici era o discuție în general. Bun. Că dosare, în general, sunt făcute de DNA la presiunea SRI, care are ceva împotriva dumneavoastră. Nu, dar nu legați de mine. Deci au discuție în general. Dacă vreți să întoarcem la cazul particular Microsoft, ne întoarcem acolo. Acolo era în general. Dar eu v-am cerut dumneavoastră probe legate de relația de adversitate pe care Coldea o are față de dumneavoastră și mi-a spus că acea probă supremă este mărturisirea făcută la o cafea de domnul Sebastian Ghiță. V-am spus că încep de acolo. Bun, alte probe aveți pentru acest dinte pe care Coldea /SRI îl are împotriva întrebarea dumneavoastră? Întrebarea ar fi de ce. Toată lumea s-a întrebat bine, dar ce să aibă totuși cu Udrea? Nu era un pericol pentru alegerile de la președinție? Iar acum, așa cum spuneți, mă și retrag din fruntea partidului. Nu țin să reprezint neapărat acum o poziție în politica românească. Eu cred că planul
este acela de a avea puterea totală. Tot așa, ca să-l citesc pe domnul Ghiță, care mi-a spus la un moment dat din discuțiile cu domnul Coldea, putere egală cu a șefului statului. Astăzi domnul Coldea a ajuns directorul SRI. Interimar. Trebuia, după demisia domnului Maior, să fie numit un șef și, potrivit legii, prim adjunctul se duce interimar. Da. Deci, cred că toți cei care știu anumite lucruri, și este o tactică, aceasta trebuie să recunoaște că este un comportament des întâlnit, toți cei care știu anumite lucruri sau toți cei care pot fi o piedică, trebuie eliminați. Și acum o să mă întrebați, bine, și ce știți? Păi, eu știu foarte multe lucruri pe care le-am aflat. Unele din discuțiile directe, să zicem, cu domnul Coldea, altele pe care le-am aflat de la persoane care s-au întâlnit sau au colaborat în anumite momente cu domnul Coldea. 1. Ce informații? 2. Ce faceți cu ele? Păi, vi le spun dumneavoastră. 1. 2. Am făcut un denunț. Denunț la DNA? Da, la DNA. Împotriva cui? Un denunț în care spun lucruri despre domnul general SRI Florian Coldea și despre, o amintesc, pe doamna procuror general DNA Codruța Chiobe. Ce spuneți acolo? Păi, vă spuneam de ce cred eu că se dorește și s-a dorit din campanie, cu toate armele, scoaterea din politica, de la nivelul care contează al politicii, în ceea ce mă privește. Și, mă rog, este un lucru pe care, recurent, de foarte multe ori s-a tot încercat să fie scoasă în audra. Cred că, în prima parte, cât exact Traian Băsescu, tocmai pentru a elimina, așa cum spunea domnul Ghiță, o sursă alternativă de informații, în partea acum a doua, cred că pur și simplu pentru lucrurile pe care le știu și pe care le-am spus domnului Coldea în față. Sau prin domnul Maior le-am transmis. Ce anume? Păi, spre exemplu, știu, în momentul în care a apărut dosarul Microsoft și s-a vehiculat numele fostului soț, eram în plină campanie electorală. A venit, se spune acolo, numele meu era evident legat de dosar și mai ales se spunea despre un credit pe care soțul, și care este și proba în dosar, fostul soț îl luase de la Dinu Pescariu și pe care eu îl declarasem în declarația de avere. În contextul acesta complex a venit la mine fostul soț să mă roage să îi fixez, să intermediez o întâlnire cu domnul Coldea și domnul Maior, spunându-mi că nu dorește să îi apeleze direct în situația dată. Adică să îi apeleze direct, avea nu știu, eu vă spun, imediat o să revin și o să vă spun. Că nu dorește să îi apeleze direct, pentru că, mă rog, așa era situația, însă că l-am întrebat de ce ar face asta, de ce să vorbească, și a spus că ar dori să lămurească acuzațiile din dosar în condițiile în care mi-a spus că a făcut niște lucruri la solicitarea domnului Coldea. Lucruri care înseamnă, și pentru asta sigur este foarte ușor de întrebat fostul soț. Eu vă declar exact ce mi-a spus. Când se întâmplă asta? În toamna acestui an. Deci vorbesc de după ce a apărut, înainte să fie reținut. Mi-a spus, spre exemplu, că la solicitarea domnului Coldea a dus 500.000 de euro lui Sebastian Ghiță în cash pentru a-și finanța televiziunea RTV. Când? Cred că la începutul, ideea era că mai la începutul televiziunii, când s-a rupt RTV-ul de realitatea și când domnul Ghiță încă nu era conectat cu toate cele 10 degete la bugetul de stat. Banii au fost, ulterior am aflat că banii au fost remiși domnului Ghiță de către Alin Cocoș. Mi-a mai spus că tot așa, la solicitare, a dus aproximativ la fel, 500.000 de euro, nu mi-am amintit exact, dar aproximativ la fel, unui institut de sondare a opiniei publice, care făcea sondaje pentru sondaje din acest. Ce institut, exact, țineți minte? Nu rețin, exact. Dar dacă va fi întrebat, cu siguranță că își amintește el. Sau dacă vor fi întrebați, va fi întrebat în cont.
Așa, bun. Deci astea erau lucrurile pe care mi le-a spus la momentul acela și care în contextul dat mi-a explicat că ar fi vrut să le discute. Nu s-a întâmplat, nici nu am procedat ca atare că n-aveam cum, dar în orice caz aș fi fost reținut preventiv între timp. Ulterior, într-o discuție pe care am avut-o, și am avut foarte multe întâlniri, deci în acești 10 ani, de foarte multe ori, m-am întâlnit cu domnul Coldea, cu domnul Maior, de foarte multe ori în contextul oficial. Instituțional. Neoficial. La solicitarea cui? Nu la solicitare, pur și simplu, la sărbători, la unde aveau loc întâlnirile astea? Păi unde se țineau acestea? Fie la vilele de protocol ale serviciului, fie dacă vorbim de, nu știu, de aniversări sau nu sărbători gen Paște sau Crăciun la munte, unde... Vă invitau ei sau cum se întâmplă asta? Ne întâlneam în contextul în care, de-a lungul celor 10 ani, au fost momente în care cu toții ne-am întâlnit la președinte. Dar aș reveni puțin, o secundă, aș reveni puțin la o acuzație extrem de gravă pe care o aduceți și anume că fostul soț v-a relatat că la solicitarea generalului Coldea ar fi mers cu 500 de mii de euro la ghiță ca să-i financeze televiziunea la început. Asta cu ce o puteți protba? Păi cu Dorin Cocoș, cu Alin Cocoș. Și ați crezut varianta lor, pur și simplu, v-au dat elemente de susținere a ceea ce povesteau, că poate au inventat așa o poveste. Păi știți de ce am crezut? Pentru că a mai fost o situație, plus multe altele, dar vă mai spun o situație. Dumnezeu să-l ierte cu liță tărâță. Undeva în 2012 sau după campania, eu am candidat la Neamț și dânsul era acolo președinte de Consiliul Județean sau... Nu, era din Neamț, în orice caz, parlamentar din Neamț. În contextul acesta, în care stăteam foarte mult de vorbă în campanie, mi-a spus la un moment dat că duce bani la SRI, domnului Coldea, pentru a plăti un institut de sondare a opiniei publice. Ulterior, Gheorghe Ștefan Zis Pinalti, de câteva ori la rând, mi-a spus că parte din banii de pe niște firme cu care era un scandal, i-au fost ceruți de către Culiță Tărâță să-i ducă SRI-ului pentru niște sondaje. Acum, pe toți aceștia, având în vedere că lucrurile se leagă între ei și oamenii pot vorbi în afară de Culiță Tărâță, toți acești oameni pot vorbi, eu vă spun ce mi-au spus ei. Revenind la acuzațiile extrem de grave pe care le aduceți SRI-ului, Nu, eu aduc acuzații șefului de astăzi al SRI. Nu, SRI-ul am tot respectul pentru această instituție. Al SRI. Știți ce nedumerire am? În toate declarațiile publice a spus că nu știți, nu cunoașteți detalii legate de afacerile soțului, fostului soț Dorin Cocoș. Or, ce constat acum e că discutați în mare detaliu despre ce afaceri făcea, cui ducea 500.000 de euro. V-am spus când s-a întâmplat lucrul acesta, în această toamnă, înainte să fie reținut preventiv, când a venit special să-mi spună lucrurile acestea. Mă rog, special să-mi spună de întâlnire. În discuție a fost și povestea cu banii. Deci nu am știut, asta se întâmplase probabil în 2011, când a fost cu RTV-ul, probabil în alt an. Și nu am știut așa ceva. Acum a venit și mi-a spus. Eu știam că merge la SRI. Știam că mergea sâmbăta, duminica, mergea la SRI. Fostul dumneavoastră soț. Da. Dar ce căuta el acolo? Păi nu l-am întrebat niciodată ce caută, că mi-am imaginat că caută lucruri secrete din moment ce se duce acolo. Nu l-am întrebat. Știați și nu l întrebați. Dom'le, ce cauți la SRI? Ce te duci sâmbăta și duminica la SRI? Nu l întrebam, pentru că îmi imaginam că dacă se vorbească, clar, cu oamenii de acolo, adică nu cred că se ducea să tundă iarba din curtea SRI-ului. Deci așa, o familie funcționează în felul ăsta al onestității. Nu se poate să nu existe la fel. Și că e ceva, la rândul dumneavoastră spuneați că erați invitată la SRI și asta nu discutați. Erau evenimente oficiale. Ce să-l întreb, dar ce vorbiți cu Dorin Cocoș? Acum,
numai ideea că vorbești cu șefii SRI, vorbești, nu știu, cu generalul Coldea sau cu Maior, și nu-mi spui. Evident că vorbești niște lucruri care țin de voi, de bărbați, de business, de ce o vorbi voi acolo. Bun, dacă nu și mai e o întrebare esențială aici, iertați-mă că insist, dar trebuie lămurite extrem de clar toate aceste detalii și acuzații pe care le aduceți. De ce nu le-a spus la vremea respectivă? În toamna acestui an? Exact. Păi, eu m-am dus și le-am spus unor oameni. I-am spus președintelui, i-am spus domnului Maior și cumva în indirect m-am întâlnit de două ori, am cerut eu de două ori să mă întâlnesc ultima dată în luna de dinaintea plecării lui Treambăsescu de la Cotroceni, deci a plecat pe 21-22-7-15 decembrie și odată undeva în campanie, când m-am dus să-i spun că după mine este evident ce mi se întâmplă și că sunt ținte și că există o strategie împotriva mea. Și deci am spus lucrul acesta chiar lor și de asemenea am spus și președintele. Ce alte lucruri ați mai pus în denunțul, în denunțul de la DNA? Și în practic, care e acuzația, dacă puteți începe cu asta? Care este acuzația adusă împotriva generalului Păi eu zic Cor. Așa, dacă eu trebuia să știu că fostul soț folosea bani care astăzi, nici azi nu-ți dovediți că au fost, încă se încearcă dovedirea faptului că sunt opțiuni ilegale, dar eu trebuia să știu lucrul acesta. Dacă nu îmi spunea sau dacă el îmi spunea sunt bani legali, eu trebuia să cercetez eventual cu un detectiv particular să văd dacă mă minte sau nu. Oare serviciile, serviciul de informații știa că Dorin Cocoș are bani ilegali? Da? Bun. Eu aș vrea ca lucrurile acestea să fie, știți, eu am... Tot nu ați răspuns. Care este acuzația? A spus păi că ați făcut un denunț. Păi nu, eu nu știu să formuleze. Asta o fac organele de cercetare, nu fac eu. Da? Să facă procurorii încadrarea aceea și sigur, să, eu am făcut cum se, o, am spus niște lucruri pe care le știu, am indicat de unde le știu, persoanele, contextul. Acum nu sunt procuror să-l fac eu încadrările. Deci, întorcându-mă la ce lucrurile pe care le-am pus cap la cap în timpul acesta, s-a mai întâmplat ceva, ceva important. În primăvara lui 2013 a venit la mine cu liță de râs încoate, spun Dumnezeu să-l ierte, să-mi spună, el era, avea afaceri în agricultură. De fapt, îmi spusese el cam toată iarna, dar fiind eu cu campania, nu prea am fost atentă. Să-mi spună că există un dosar împotriva unor parteneri de afaceri pe care el îi avea și care vindeau cereale, care aveau cumva cel mai bun preț de pe piață, ceva de genul acesta, deci oamenii erau dintre cei care afectau interesele marilor traderi de cereale, așa, și care nu erau cetățeni români, și care dosar a fost făcut special pentru a fi ei scoși de pe piață, spunându-mi, invocând interesul generalului Coldea. Dosarul acesta era DIICOT. La DIICOT, Alina Bica, la vremea aceea, era doar consilierul procurorului șef DIICOT, care cred că era Codruț Olaru. Am întrebat-o, rugămintea lui, sau dorința lui Culiță Terză, nezoțelete, era să-i spun lucrul acesta președintelui României. Sursă alternativă de informații. M-am dus la doamna Bica și am întrebat-o dacă poate să fie adevărat ce mi-a spus domnul Culiță Terză, Dumnezeu să ierte, ca să nu merg să spun un lucru măcar neverificat înainte. Doamna Bica mi-a spus că este adevărat, că se fac presiuni asupra ei în acest dosar pe care nu știu cum îl coordona sau ce făcea în calitate de consilier de al procurorului general și că se mai fac presiuni, nu știu dacă atunci mi-a spus sau ulterior, dar mi-a spus și asta, în dosarul lui Ioan Nicolae. Presiuni din partea cui? Din partea generalului Colde. Să ce? Să dispună anumite măsuri, dar dacă o să o întrebați, o să vă spunea mai exact, să dispună anumite măsuri și să ia anumite decizii în aceste dosare. Deci în dosarul cu agricultura, cu grâul și da. În dosarul lui Ioan Nicolae. Nu știu dacă grâul sau altceva, cu cereale și dosarul lui Ioan Nicolae, dosarul, celebru dosar al lui Ioan care de 4 ani stă în nelucrare la DIICOT. Acela, nu știu de când stă, acel dosar. Da. Acum, toate aceste declarații... paranteză, deci îmi cer scuze. După ce am avut aceste date de la Alina Bica, am spus președintelui
ceea ce mi-a transmis Culiță Tărță. Și președintele ce v-a spus? Relatându-i toate aceste situații și despre Culiță Tărâță și despre fostul dumneavoastră soț, cum a reacționat la toate astea? A luat decizia pe care a dorit să o ia. Nu știu mai departe ce a făcut cu povestea aceasta despre dosarele de la DIICOT, însă știu că despre ceea ce am spus legat de ce mi-a zis Dorin Cocoș, știu că am avut o discuție chiar cu cei de la SRI. Da, legat de relația dintre Dorin Cocoș și SRI, sau generalul Coldea, ce era Cocoș? Era un ofițer afaceri. Acoperit? Era un om care făcea servicii SRI? Dar ce făcea? Nu, dar în ce calitate? Aventură, să spun categoric, ați discutat cu el atunci când a venit și v-a cerut o intervenție pentru o discuție la generalul Coldea, nu se poate să nu-l fi întrebat, dar tu în ce calitate ai cărat 500 de mii, împreună cu Alin Cocoș? Da, în ce calitate? Nu, ulterior am aflat. Da, n-ați avut niciodată rezerva că astea ar putea fi povești vânătorești? Și posibil. Dar eu zic că dacă va fi întrebat Dorin Cocoș, va putea să spună doi la mână. Eu nu cred că intri la SRI și nu rămâne acolo la poartă că ai intrat. Nu trebuie să, sau presupun, nu? Că dacă intri, spune cineva. Dar, repet, în ce calitate era el trimis de Coldea la Ghiță cu 500 de mii de euro? În ce calitate? Nu înțeleg. Păi, probabil că de finanțator. Calitate de om de afaceri care făcea lucrurile acestea. Acum, la ordinul SRI, atenție, că dacă ar veni SRI la mine sau la dumneavoastră... Eu vă spun niște fapte. Nu sunt... n-am participat la discuții ca să știu... Da, credeți că asta explică, dacă e adevărată susținerea că Dorin Cocoș a mers cu 500 de mii la Sebastian Ghiță, asta explică și tratamentul binevoitor de care v-ați bucurat la RTV o bună perioadă? N-aș ști să vă spun, posibil. N-aș ști, dar tratamentul îngrozitor, care n-are legătură cu deontologia profesională, dar care are parte președintele, am eu parte, cred că arată că domnul Ghiță totuși acționează conform altor interese, nu pe principiul cine m-a finanțat odată. Haideți să ne întoarcem la denunț. Mai sunt și alte fapte pe care le-a spus în acest denunț? Dacă vorbim, acum este foarte greu, nu mai am hârtia în față, însă așa cum vă spuneam, când am înțeles ce se întâmplă, am început să scriu, pentru că eu știam că se va ajunge aici și am dovadă discuțiile pe care le-am purtat, acuzațiile pe care am început să le formulez în campanie, discuțiile pe care le-am purtat în tot acel timp cu acești oameni, cu președintele, cu acești oameni, cu colegi de partid, care le-am spus ce se întâmplă de atunci. Primeam tot timpul răspunsuri, ai grijă ce vorbești. S-a supărat pe tine Coldea, s-a supărat pe tine Chiove și ai grijă ce spui în oraș. Însă pe mine mă știți, așa am făcut permanent. Nu e prima dată când susțineți teoria serviciilor secrete care se implică în ce vă privește, să vă oprească... Acum am avut și explicația. Politic. De ce? Deci nu e prima dată când faceți asta și întrebarea... Doar din campania am mai făcut-o, înainte nu. În campania ați făcut-o, da. Și întrebarea mea e dacă nu reduceți totul la servicii, pentru că asta, tot ce spuneți, e greu de probat, tot ce a spus se bazează pe declarațiile fostului șef și a unui om care a decedat între timp. Știți cum sunt lucrurile acestea? Păi, da, mai este Gheorghe Penalti, care este în viață, Doamne ajută. Dar știți cum sunt astea? Dar așa toate dosarele de la DNA. Sunt bazate pe acuzații formulate de oameni. Dar acum mai rămâne ca oamenii aceia pe care eu i-am nominalizat să fie întrebați. Și în ce privește filajul de la Paris? Acolo v-ați lămurit? Toți serviciile secrete au fost? Pentru că între timp președintele a primit un raport. Eu zic să-l întrebați pe președinte ce crede despre acel raport. A spus, că e secret. Că e strict secret. Să mai întrebați o dată. E strict secret, asta este altceva. Bun, eu nu n-am acuzat și nu acuz SRI-ul de implicare. Însă, Alina Bica a fost de la început nedorită și de asta a și fost pusă pe seama mea. Nedorită în fruntea DIICOT-ului. De ce? Unul din motive, ori fi fost și altele, eu nu spun acum că numai asta, dar e clar că unul din motive tocmai acela că nu era din apropierea
serviciului de informații, în așa fel încât să poți să-i spui acționează într-un fel, fă aici așa, fă aici așa, așa cum spuneți că e Laura Codruța Chioveși. Nu spun că este așa în totalitate, însă este clar că există o relație, o colaborare foarte bună între SRI sau domnul Colda și doamna Chioveși, în timp ce, vă mai spun un lucru, spre exemplu, la un moment dat, văzând presiunea la care era supusă Alina Bica, în sensul în care ea a fost pusă sub ascultare imediat ce a fost numită șef de ICOT, sau chiar înainte puțin, a avut două mandate de ascultare date de Codruța Chioveși, sau la solicitarea DNA-ului, la solicitarea Codruței Chioveși. Simțeau permanent o această presiune asupra ei și avea discuții, îmi spunea că are discuții cu cei de la SRI legat de faptul că, spre exemplu, ea nu primea niciun fel de informări de la SRI, în condițiile în care combătea criminalitatea organizată. O secundă. În ce privește doamna Bica, a spus că poate n-a fost numită tocmai pentru că nu avea bune relații cu SRI. Nu am spus asta, nu reduceți așa, am spus că unul din motive... Ar putea fi asta, dar unul din motive poate ar putea fi altul. Care faptul anume? Că doamna Bica avea relații bune cu așa. Politicieni, respectiv cu dumneavoastră. Așa, faptul că doamna Bica era suspectată de implicare în mafia despăgubirilor. Nu a fost suspectată, că dacă era suspectată spunea cineva lucrul ăsta. SRI-ul nu a ieșit să spună nimic, nu a spus, nu se poate să fie pusă doamna Bica pentru că, uitați, este implicată în mafia retrocedării. Poate i-a fi spus președintele. Nu, i-a spus sigur. A ieșit președintele și a spus că nu a avut nicio informație legată de lucrul acesta. Problema că doamna Bica ar fi fost implicată în mafia retrocedării a apărut acum câteva luni. Da? Deci dacă la vremea aceea ar fi spus cineva, Alina Bica este implicată sunteți în mafia retrocedărilor... Sunteți sigură că președintele n-a fost informat în niciun fel în ce privește fost... doamna Bica? Nu, stați un pic. Vorbeați de mafia retrocedărilor. Nu, de doamna Bica vorbim. Sunteți de mafia sigură? De implicarea Alinei Bica? De doamna Bica. Păi sunteți sigură că președintele n-a fost informat, că ar fi bine să nu o pună pe doamna Bica din cu totul alte motive? Ați schimbat subiectul. Nu știu despre alte motive. Dacă vorbiți de lucruri penale, cum ar fi implicarea în mafia retrocedărilor, sunt sigură că nu a fost această informație. Un motiv informație. Suficient era buna relație cu unii politicieni, nepermisă, așa cum ne-a spus și CSM-ul într-o decizie. Ok, dar nu era o faptă penală. Nu, dar e un motiv suficient să nu pui procuror șef. Bun, ok. Deci nu era ceva penal. Faptul că ai o relație cu un politician nu poate să fie, mâine să nu fie, procuror să fie, mâine să nu fie. Ok, dacă asta este o vină, că ai o relație bună cu un om politic, asta este. Eu știu oameni magistrați care sunt căsătoriți cu politicieni. Da? Asta e viața. Deci ăsta nu era o implicare într-o cauză penală, doamnei Bica. Faptul că se spunea, s-a speculat pe seama vieții private, asta deja mi se pare nepotrivit, pentru că despre viața privată a cuiva putem să speculăm despre oricine. Haideți să ne întoarcem la dosarul dumneavoastră, pentru că după ceea ce ne-ați spus, devine clar următorul predicat. Că dumneavoastră bănuiți SRI generalul Coldea că a dat drumul la acest dosar împreună cu Laura Codruța Chioveși, DNA, astfel încât să vă oprească pe dumneavoastră din evoluția politică. Eu cred că dosarul pornea oricum. Era un dosar care pornise de mult, se întâmpla oricum. Faptul că din tot acest dosar s-a concentrat pe mine, în conținerea în care eram candidat, aici este problema pe care o văd eu. Dosarul nu contest, Doamne ferește, e un dosar prea mare problema ca să fie manipulat. Problema pe care manipulat, nu o văd sau... eu e de ce s-ar concentra pe dumneavoastră. Păi despre asta vorbesc de o jumătate de oră. Dar nu înțeleg. Dumneavoastră ce... Păi uitați, pot să vin să vă spun dumneavoastră lucrurile acestea. Păi nu le-a spus până acum. Nu, dar pot să le spun și le-am spus astăzi, spre exemplu. Și tot nu-i clar de ce nu le-a spus mai devreme. Păi, mai devreme înseamnă din octombrie până acum. Da? Alegeri, plecarea președintelui de la Cotroceni și vacanța parlamentară. Suficient de grav tot ce a spus până acum încât să fie cunoscut înainte de alegeri. Că n-am venit peste 10 ani și nici peste 50 de ani. Da? Vorbim de 2 luni de zile. Bun, dar să continuăm. Așa cum... începuse să spună colegul Cristian Pantazi, se înțelege că tot acest dosar nu s-ar baza pe elemente factuale și aș vrea să discutăm despre aceste elemente factuale și să încercăm să le lămurim, dacă sunteți de acord. Nu, eu nu spun că nu se bazează pe elemente factuale. Dimpotrivă, eu spun că acest dosar, în mod cert, la atâtea persoane implicate, la atâția ani în care s-au luat contractele, 3 guverne și mai departe, este clar că este un dosar consistent.
Nu, Ion. Vorbeam de dosarul dumneavoastră, nu de tot dosarul Microsoft, da, ci de dosarul dumneavoastră, da. Cel în care ați fost pusă ieri sub urmărire penală. Haideți să le luăm pe rând. Acolo, în referatul procurorilor prin care s-a dispus reținerea lui Dorin Cocoș, în dosarul inițial Microsoft, apare o referire la Elena. Probabil că ați văzut acel pasaj. Într-un dialog din septembrie 2014 cu Dinu Pescariu, referitor la tema împrumutului, care e esențială pentru că de împrumut se leagă procurorii DNA în dosarul noastră. Și dialogul arată așa. Dorin Cocoș către Pescariu, las-o așa că e mai bine, las-o așa, că am vorbit și cu Elena și a zis foarte bine. Asta este un... A apărut acest pasaj chiar când eram în campanie și am încercat să mă gândesc despre ce ar putea fi vorba. S-a spus atunci că e vorba de cu totul altă Elena. Deci în situația în care ar fi vorba de mine, în situația în care ar fi vorba de mine, ar putea să fie vorba despre un singur lucru. Într-una din aceste întâlniri, când a apăruse scandalul Microsoft, numele Dorin Cocoș și mai ales implicarea mea, într-una din discuțiile cu Dorin Cocoș pe subiect, au fost trei discuții, în care din două dintre ele am vorbit despre SRI, în care eu l-am întrebat încă o dată, nu mi-am aminte bine, m-am uitat pe declarația de avere și am văzut când era făcut creditul, că era făcut în 2011, creditul de la Pescariu, și în care am întrebat încă o dată, ce spun eu? Ce spun eu când oamenii mă întreabă despre acest credit? Tu mi-ai spus de un credit, l-am trecut. Puteai să-mi spui de 10 credite, treceam 10 credite. Nu mă interesează de ce l-ai luat sau ce. Ce spun eu despre creditul acesta? O să îi restitui banii înapoi, este o tâmpenie, o să îi restitui banii înapoi. Deci a fost o astfel de discuție între Dorin Cocoș. Dacă este vorba despre asta, dacă e vorba despre altceva sau despre altă Elena, atunci trebuie întrebat Dorin Cocoș. Reluăm. Cheia de boltă a apărării dumneavoastră, doamna Udrea, este în esență următoarea. Nu știam de afacerile soțului. Rezumăm foarte mult și vă întreb așa. Știați de cele 21 de chitanțe prin care Dorin Cocoș ar fi simulat, după cum spun procurorii, returnarea unei părți din împrumutul de 9 milioane de euro către Dinu Pescariu, despre care procurorii susțin că au fost... 500.000 de euro, scuzați-mă. Despre care procurorii susțin că au fost falsificate? Nu știați deci de asta. Tot ce mi-a spus la un moment dat tot a fost o să-i dau acest împrumut înapoi. Nu mai mă cam de exact cuvintele, că am vorbit destul de mult atunci. O să-i dau acest împrumut înapoi și scap de chestia asta. Tu l-ai declarat, nu e treaba ta, nu te-ai băgat în chestia asta. Încă un lucru legat de împrumut, care e esențial în dosarul dumneavoastră. Există un argument că trebuia să fiți la curent, că erați la curent. Spuneți cu ce s-a întâmplat în afacerile familiei dumneavoastră. Ascultați-ne o secundă. O secundă. E un lucru care se întâmplă în cele mai multe familii, și anume, în 2007 ați luat un credit, da? De la bancă. Da. 3 milioane de euro de la BRD. 3 milioane și ceva, da. 3 milioane și ceva. În mod normal, atunci când mergi la o bancă să iei credit, trebuie să știi cu fir apăr, de amănuntul, ce se întâmplă în familia ta, în businessurile dumneavoastră, ale soțului, astfel încât să treci prin filtrul băncii. Așa s-a întâmplat. Și în să știți pe ce contați. În familiile oricui a mers să iau un credit. Mai târziu, în iunie 2010, ați declarat chiar aici la noi, la Hot News, că nu puteți dormi noaptea din cauza grijilor legate de returnarea ratelor. Nu e credibil să faci asemenea afirmații. Că nu știați de afacerile soțului. Și că nu vă interesează afacerile lui, să nu vă intereseze banii care intrau în casă atât timp cât dumneavoastră în nume personal aveați acea rată de achitat lunar. Enorm. Da, eu v-am spus și dacă nu v-am spus, vă spun acum. Era foarte simplu cu acel credit. Era o nebunie pe piața imobiliară. Cel mai ușor să faci o afacere era să cumperi un teren, să construiești și să vinzi. Construisem blocul din Chopin. Am găsit această oportunitate pe care cine credeți că mi-a adus-o? Domnul Stelian Gheorghe. Domnul Stelian Gheorghe a venit cu acest teren la mine. Domnul Stelian Gheorghe, mențiune cel pus sub acuzare în dosarul restituirilor. Dânsul asta făcea afaceri imobiliare. Tot de la el cumpărasem în anul 2006 terenul din Chopin. El asta făcea. Vindea și cumpăra și vindea terenuri sau construia pe terenurile respective. A venit cu această oportunitate de a face un teren pe malul lacului. Nemaipomenit, prețul era extraordinar de bun, 6.000 de metri, care părea foarte bun pentru ce puteai să construiești acolo, un bloc de locuințe. Ideea a fost așa, cu un credit pe 2 ani de zile. Cumperi un teren. 2 ani de zile plăteam
dobânzile la credit, iar la final restituiam toată suma. Cumperi terenul, construiești un bloc de locuințe, s-a făcut un calcul de business, nu l-am făcut eu, l-a făcut soțul, și restitui creditul după 2 ani și rămâi cu profitul. Nemaipomenit, zis și făcut. Numai că după ce am semnat actele la bancă, am constatat că terenul era neconstruibil. Nu se putea construi pe el. Rămăsese o prevedere veche dintr-un pus vechi, că pe acolo nu știu ce bretea de autostradă trece. Evident, o tâmpenie, pentru că trebuie să construiți în toată zona. Dar rămăsese prevederea aia acolo. Nu am putut 2 ani de zile să schimb, să obținem puzul. Nu am putut. A căzut piața imobiliară, a venit criza, s-a apropiat termenul creditului și eu trebuia să mă gândesc în fiecare moment, în condiții în care nu construisem nimic, nu aveam puz, de unde restitui creditul. E, și ăsta este momentul când teoretic trebuia să fiți extrem de interesată de toate afacerile soțului, ca să știți ce bani intră în casă. Exact, și eu îl întrebam, putem să plătim? Nu! Te-ai băgat într-un rahat cu ideile tale de afaceri? Nu avem din ce să plătim creditul de 3 milioane de euro. Da? Deci, în momentul acela am încercat să găsesc un partener. Începuse și scandalul pe Antena 3. În fiecare seară se vorbea de creditul Elenei Udrea, pentru că a declarat în declarația de avere. Am încercat să găsesc un partener să vină cu banii, să plătesc creditul, să construim împreună. Nu s-a băgat nimeni. Toată lumea spunea, terenul este nemaipomenit, n-ai pus la el odată. Doi, mă toacă, dacă intru în povestea asta, voi fi subiect la Antena 3. Dar facem un mic sal și dintr-o dată am creditul... Am încercat să-l vând, n-am putut. Și creditul a fost preluat de păi vă spun un de ce. Om din anterajul domnului un Gheorghe Stelian, acestuia, da. Domnul Alexandru Faur. Păi să vă spun de ce. Logic, când mă bagi într-o încurcătură ca asta, când vin să-mi vinzi un teren pe care nu pot să construiesc 3 ani de zile, stau cu el în brațe, mă atacă toată, eu eram ministru între timp, mă atacă toată lumea, a venit scadența, plătisem niște bani, la creditul acela s-au plătit niște bani. Nu mai știu cât, am întrebat banca zile trecute, aștept să-mi răspundă. Deci în acei 2 ani, 3 ani, plătisem niște bani la bancă. Deci mă lași cu un teren pe care nu pot să construiesc, i-a scăzut și valoarea de piață pentru că a căzut piața imobiliară, nu găsesc pe nimeni să mă asociez, să pot să plătesc creditul, dar toate astea pentru că mi-ai dat un teren neconstruibil. În momentul acela, bine, discuțiile au fost de la început, când am văzut că nu pot să construiesc, dom'le, nu-i normal că m-ai păcălit cu acest teren. La un moment dat, i-am cerut să își ia terenul înapoi. Fie să-l ia să-l vândă pentru că era în business imobiliar, fie să ia să-și scoată pus să construiască, nu m-a interesat. Singura condiție pe care nu i-am pus-o eu, i-a pus-o, că n-am discutat-o direct cu Stelian Gheorghe, pe care i-a pus-o fostul soț, a fost ca la valorificarea terenului, că vindea, că ar fi construit sau ce făcea cu el, să-i restituie banii pe care i-a băgat în, pe care i-a plătit la bancă. De aceea scrie în cartea funciară, de aceea a menționat Faur, potrivit Antenei 3, că aveți promisiunea drept de... e că vă vinde tot dumneavoastră proprietatea? Înțelegem că în cartea funciară este notat faptul că dumneavoastră și domnul Cocoș aveți drept de preemțiune. E o promisiune de vânzare. Nu mă pricep. Depinde ce-o fi spus notarul, ce-o fi spus juristul, nu mă pricep. Nu știam. Da, tot nu-i limpede cum a apărut domnul Faur în peisaj și cum de... Era partener de afaceri cu domnul Stelian Gheorghe, treaba lor. Ei aveau înțeleg că era un vânzător umil pe la un magazin de pe Calea Victoriei. Se califica să vă preia creditul de 3 milioane? Cu Gheorghe Stelian. Acum, din punctul meu de vedere, că l-a luat Gheorghe Stelian, că l-a luat partenerului, nu mai era treaba mea. Mi-a adus un teren pe care n-am putut să fac nimic, cu care am intrat în cea mai mare încurcătură, să se spele pe cap cu el. Asta a fost logica mea. Ați mai ținut legătura cu domnul Faur de atunci? Pentru că aflăm acum, e o știre de câteva de astăzi, că domnul Faur a dispărut de la domiciliu. Nu știu ce a făcut domnul Faur. Am mai vorbit de-a lungul anilor, de-a lungul timpului. N-am mai întâlnit. Haideți să ne întoarcem un pic la împrumut. Mai există un argument de data asta juridic invocat de procurorii DNA când vine vorba de dosarul noastră. Din moment ce ați cumpărat o serie de bunuri imobile, în special terenuri agricole, din venituri care depășeau cu mult salariul de ministru, înseamnă că v-ați asumat proveniența banilor din celelalte afaceri. Cum răspundeți la această acuzație? Păi, eu mi-am asumat tot ce e în declarația de avere. Dar dacă soțul îmi spune, eu am câștigat 1 milion, nici măcar nu spunea mie, declarația de avere mi-o completez, care este într-adevăr, cum a spus Berceanu, un concurs. Trebuie să fii atent tot ce spui acolo. Dacă declarația de avere se completa între contabila soțului meu, că nici el nu știa toate cifrele, și contabila sau secretara mea. Așa se completa declarația de avere. Raportat la ce transmitau băncile din conturi,
ce documente erau în firme și așa mai departe. Ce mi se spunea mie, ce îmi declara soțul, am câștigat 1000 de lei din firma cutare, 5000 de lei de nu știu. Eu aia scriam în declarația de avere. Deci ce spunea el, aia scriam. Nu-l întrebam, tu ești sigur că ai câștigat legal? Păi din moment ce mi-a spus, evident că ai câștigat legal, nu? Doi la mână. Care era posibilitatea ca eu să aflu eventual dacă soțul făcea ceva ilegal? Să fii întrebat, nu? La SRI, da. A, sau să la SRI, dar știți pe da, cineva care toată ziua duce... acolo, tocmai ziceați asta și soțul la fel. O glumă și o ironie. Nu, dar asta spuneați, doamna Udrea. Spuneți cum aveam posibilitatea. Păi constat că dumneavoastră erați conectată la surse de informații. Păi eu constat că nu știa că soțul meu făcea ceva ilegal. Nu știa că banii pe care trebuia să-i ducă lui Ghiță erau ilegali. De unde era să știu atunci? Păi nu știm, poate erau legali, dacă e să credem varianta asta. Am înțeles, bun. Deci până una alta, cinstit și fără să facem, să glumim pe seama acestui aspect, singura modalitate prin care eu aș fi putut să aflu că niște bani puteau fi câștigați din presupuse afaceri legale, dacă îmi spunea soțul. Dacă îmi spunea, vezi că banii aceștia i-am câștigat că n-am plătit taxele la nu știu ce afacere. Da? În cazul dumneavoastră... Și doi la mână, vă mai spun ceva. Stați că știți și lucrul acesta. Deci, încă o dată, ferm. Și este cel mai simplu. Dom'le, să întrebe cineva pe soț, n-a fost întrebat. I-ai spus fostei neveste că ți-ai împrumutat propria firmă cu 140.000 de euro? Să întrebe cineva pe Dorin Cocoș dacă mi-a spus lucrul acesta. Dar doi la mână. Eu tot spun un lucru pe care, cinstit, și eu cred că procurorii au tot dreptul să îl prezume ca fiind altfel în realitate. Adică prezum că soția stă de vorbă cu soțul acasă și vorbesc despre afaceri. Dar nu e obligatoriu să se întâmple așa în toate familiile. Adică noi eram o familie în care, de ani de zile, nici toate vacanțele le făceam împreună. Adică eu nu întrebam pe soțul meu unde pleacă, nu-l întrebam ce afaceri face. Dar chiar așa, să spunem că eu aș fi știut la un moment dat că soțul a trecut pe roșu sau nu și-a plătit o amendă. Păi, credeți că mă duceam să-l torn la DNA? Nici legea nu mă obligă. Legea nu obligă soțul sau soția să dea declarații împotriva celuilalt. Din ce vedem până la acest moment în dosarul Microsoft, partea care vă vizează pe dumneavoastră, repet, din ce e până acum public, procurorii par să meargă pe același tip de argumentație ca în cazurile Năstase și Voiculescu, și anume, șpaga, dacă s-a dat la Dorin Cocoș, a ajuns în cele din urmă și la dumneavoastră, în sensul că ați fost beneficiarul ei, marele beneficiar, și că nu se putea să nu știți, date fiind faptul că aveați un credit de la bancă și... Care nu s-a plătit. Trebuia să știți în clipa... Păi, dacă venea cu 3 milioane să zică, uite, am adus 3 milioane acasă, hai să-l plătim, poate îl întreba, mă, dar de unde ai făcut de 3 milioane? Dar el tocmai ce mi-a spus, nu avem bani să plătim creditul. Și alte argumente aduse de procuror sunt următoarele. Faptul că ați încasat dividende, că v-ați dividende, da, că, că v-ați bucurat de toate beneficiile rezultate din acei bani, respectiv șpaga dată în dosarul Microsoft. Asta e faptă penală? Așa a funcționat și în cazul Năstase, un raționament juridic, nu, și în cazul Voiculescu, în esență. Doamna Năstase se implicase personal în povestea aceea cu finanțarea, cu trofeul calității. Nu este adevărat. Deci nu puteți să-mi spuneți că dacă un soț duce acasă niște bani făcuți, obținuți ilegal, și soția mănâncă și ea la masă din banii, este și ea vinovată. Fapta penală este personală. Nu putem să acuzăm pe cineva că a mâncat din bani despre care n-a știut că sunt obținuți ilegal. La dosar există denunțuri împotriva dumneavoastră, domnul Pescariu și alți martori din acel dosar? Păi, din ce am văzut, într-o înșiruire mai lungă de oameni care, din fruntea partidului care ar fi făcut presiunea asupra lui Gabi Sandu, într-o înșiruire în care sunt toți colegii din PDL, am văzut că m-a nominalizat și pe mine. Revenind, deci în dosar spuneți că există un denunț împotriva dumneavoastră. Public, că domnul Gabi Sandu, când a înșiruit toți colegii din partid care făceau presiuni sau nu știu cum se formulează dânsul acolo, m-a trecut și pe mine. Există și alte denunțuri împotriva dumneavoastră la dosar, în afară de cel al domnului Sandu? Dar și asta este o discuție care trebuie făcută. În condițiile în care, pe noul cod penal, faptul de a spune ceva
De a arunca vina asupra al cuiva sau de a spune ceva despre cineva îți creează o situație mai favorabilă, eu constat un lucru. Toată lumea este dispusă să spună orice. Și am să vă povestesc un episod pe care l-am spus de atunci tuturor. A venit la mine soția unui arestat preventiv să mă roage cu lacrimi în ochi, să-i spun ceva, orice, dar despre cineva important, să spună un denunț, să facă un denunț la DNA pentru că îl pune acasă liber de sărbători, dacă spune ceva. Și că evident mă înțelege că nu o să spun despre ai mei, despre tabăra mea, dar să spun măcar ceva despre ăia din adversarii politici. Da? Pentru că dacă spune ceva și e ceva despre ceva important, îl pune liber, permite legea. Deci încă o dată, eu nu critic faptul că se întâmplă așa, legea permite. Problema este că în aceste condiții, oricine poate să spună orice. Și eu dau un exemplu în care ies de aici de la dumneavoastră și spun că pentru a mă primi la acest interviu, v-am lăsat 1000 de euro pe masă. Da, dar păi, știți foarte bine că astea se coroborează și cu alte probe și cu alte date și cu alte indicii. O declarație în sine nu are mare valoare, ea se coroborează. D'acord, dar poți să o faci și distrugi imaginea cuiva public până când procurorii demonstrează dacă e așa sau nu e așa. Apropo de declarația domnului Sandu, e adevărat că l-a nominalizat și pe premierul, fostul premier Emil Boc, în declarație. Păi, ce-am văzut și eu în presă, n-am văzut declarația domnului Sandu decât în presă. Dar înțelegem că săptămâna trecută, din presa clujeană, înțelegem că ați fost săptămâna trecută la Cluj, v-ați întâlnit cu domnul Emil Boc, despre ce ați discutat? Despre ce mai investește la Cluj, cum merge primăria, m-am dus cu altă treabă acolo, făcut o vizită la fabrica Farmec. Și despre lucrurile acestea. Nu a apărut subiectul. Nu a apărut subiectul. Nu a apărut. N-ați pomenit atunci nimic despre Microsoft? Nu. Subiectul a apărut cândva, ori mai târziu, ori nu a apărut. La momentul la care am vorbit cu el, nu. Reluăm o întrebare, doamna Bica, la care doamna Udrea era în legătură cu doamna Bica, la care n-ați răspuns foarte convingător de-a lungul timpului și acum cu atât mai mult revine întrebarea. Cum se face că oamenii dumneavoastră cei mai apropiați, subliniem, cei mai apropiați, de la fostul soț, Dorin Cocoș, Alin Cocoș, Alina Bica, prietenă foarte bună, Dumitru Nicolae Niro, Dinu Pescariu, Gheorghe Ștefan Pinalti, Florin Popescu, toți, dar absolut toate aceste nume, sunt arestați preventiv, alții sub anchetă penală, sub acuzații de corupție, trafic de influență, iar dumneavoastră susțineți în continuare că nu știați nimic despre ce făceau acești oameni. Și eu mă întreb, cum se face că toți oamenii din jurul ăsta acuzați de ceva? Haideți să luăm acuzația care se aduce lui Florin Popescu, că a dat pui de sărbători oamenilor, pui luați la o firmă. Și eu spun așa, cu toată răspunderea unui om politic care a condus campanii, a condus organizații politice și a candidat. Nu sunt mulți oameni politici care să poată spune cu mâna pe inimă că n-au făcut la fel. Eu nu spun că dacă a făcut așa nu este faptă de sancționat. Eu spun doar că politica și campaniile așa se fac astăzi. Soluția nu este să-l arestăm pe domnul Florin Popescu și încă doi pe care îi prindem. Soluția este să recunoaștem toți că așa se face astăzi, din păcate, finanțarea campaniilor și a partidelor politice, să schimbăm legea și de mâine nimeni să nu mai facă și așa. Și cei care comit fapte penale să fie exonerați de răspundere sau cum? Penale, în acel moment, nu, categoric nu, să răspundă. Însă, dar faptul că toți comit fapte penale în finanțarea partidelor nu înseamnă că nu trebuie anchetați, nu înțeleg raționamentul dumneavoastră. Eu nu spun asta. Eu spun doar că nu se rezolvă problema în felul acesta. Deci, o să mai găsim asta 10. E altă discuție despre rezolvarea problemei. Vrem discuția să acum, sau doar vrem păi să... Nu, dar acum discuția este despre faptul că în jurul dumneavoastră s-au strâns exclusiv și oameni cu probleme penale majore. Și eu mă iar întreb să susțineți. Nu știam despre ce făcea. Nu știam că domnul Popescu dădea pui în campanie. Dar puteam să presupun că dă. Puteam, că dădeau domnul Popescu candidați. E cel mai puțin important în ecuația asta. Așa. Eu mă refer la toți ceilalți nominalizați. Pun încă o dată întrebarea retorică. Și eu mă întreb de ce toți cei din jurul meu, în condițiile în care sunt oameni politici, dau numai dosarul Microsoft, importanți, nominalizați cu subiect și predicat, că au primit bani în acest dosar și sunt bine mersi. Nu sunt bine mersi. Sunt cu avize de cercetare penală aprobate de fostul domnul președinte. Ponta este? Nu ce legătură are domnul Ponta? Păi și domnul Ponta, domnul Claudiu Florica a spus despre dânsul, spre exemplu, că i-a dotat un sediu cu calculatoare ca să facă un control
când era șeful corpului de control, să facă un control cu tematică împotriva unei firme concurente. Sediul TSD. Ce explicație aveți pentru absența lui Ponta? Nu am nicio explicație. Spun doar că nu este așa de ușor și de simplist să ne uităm că în jurul, unii din jurul Elenei Udrea sunt acuzați. În primul rând, că e un principiu. Fiecare răspunde pentru ceea ce face. În al doilea rând, haideți să ajungem puțin la cazul NRP Alina Bica. V-am spus așa și reiau cu toată responsabilitatea. Nu am știut, până aproape de încheierea activității NRP, că Alina Bica făcea parte dintr-un consiliu de administrație, sau cum se numea el, comisie, la NRP. Nu am știut că există acea comisie. Eu știam că acea comisie are un președinte, care multă vreme s-a numit doamna Crinuța Dumitran. Când eu am aflat din piață, pentru că știți cum este, și asta a fost o discuție de ieri cu procurorii, când oamenii te identifică, nu pe baza realității, ci pe baza ceea ce spun cei din jurul tău, te identifică ca fiind un pol de putere, vin să-ți spună tot felul de lucruri. Să-ți spună despre nedreptăți, să încerce să intervină în favoarea lor, să încerce să facă, nu știu, denunțuri pur și simplu. Deci oamenii tot timpul se îndreaptă către cel pe care crede ei că poate să rezolve niște lucruri. La fel și în cazul acesta au venit oameni să-mi spună că la ANRP auzeam peste tot, de la simpli cetățeni care aveau de restituit proprietăți până la mari afaceriști cu intermediari imobiliari. Că la ANRP, de fapt, care și soțul dumneavoastră. Nu, și am să vă spun de ce nu. Am să vă și exemplific de ce nu. Că la ANRP, doamna Crinuța Dumitran nu și-ar exercita atribuțiile chiar conform legii. Și ce credeți că am făcut? M-am dus și am spus președintele. Am spus la partid, unde îi fusese numită politic, tot am auzit că nu e corect ce se întâmplă acolo. Și am spus președintelui, care a anunțat SRI-ul. Și, din câte știu, au fost atunci... Revenind la Alina Bica. Pus sub ascultare. Mă întorc. Deci, eu sunt cea care, auzind lucrurile acestea, am anunțat, așa cum am spus, instituțiile. N-având ceva concret. De ce n-ați făcut o sesizare la parchet? Cum adică i-a spus președintelui? Păi, nu era ceva concret. I-am spus președintele pentru că nu puteam să anunț eu direct SRI-ul. I-am spus, domn președinte, că trebuie verificat ce este acolo. Da? Nu aveam altceva decât informații. Toți oamenii ăștia care se plângeau de abuzuri, de ce nu i-ați trimis la DNA, la parchet? I-am trimis la DNA. Pe aceea am trimis la DNA. Dar cu informația pe care eu aveam și care începea să fie prea des vehiculată, am făcut lucrul acesta. Adică nu știu, acum nu e bine nici că am făcut asta. Nu mi-e clar care era rolul dumneavoastră pe lângă președinte. Păi uitați, îi mai spuneam tot felul de lucruri pe care le aflam, spre exemplu, din ceea ce se întâmpla în instituții. Dar lucruri importante, nu mă ceam să spun că portarul nu știu ce a făcut. Da? La un moment dat am auzit, nu mai știu, s-a fost în 2011, am auzit că există acolo un domn pe numele lui Diacomatu, care tot așa strica imaginea partidului cu comportamentul pe care l-avea. Pe care l-ați luat în PMP? Nu, l-am găsit acolo. Când eu am venit, el era în PMP și era finanțatorul domnului Baconschi. Da? Și a și plecat în vara trecută din PMP. Dar n-ați avut o problemă să-l dați afară, să spui, domne, n-ai ce căuta în PMP, că eu te știu, strica imaginea partidului. L-am spus tuturor că n-are ce căuta. Dar finanța campania domnului Baconschi, finanța sectorul, lumea a zis că e bine. Acum nu că dau vina pe președintele partidului, dar nimeni n-a avut nimic de comentat. Adică alții erau deontologi în partid și n-au avut nimic de comentat referitor la domnul Diacomatu. Când am aflat de domnul Diacomatu, eu aveam o frustrare, pentru că ținta tuturor atacurilor era Elena Udrea. Că purtam pantofi, că aveam genți, dar niște politruci puși în funcții făceau tot fel de tâmpenii. Am întrebat cine l-a nominalizat acolo, pentru că erau numiți cu susținere politică, și am aflat că organizația de Ilfov. La un moment dat, când am vorbit cu domnul Cristache Rădulescu pe alte subiecte, i-am atras atenția că despre acest Diacomatu se aud tot felul de lucruri și că ar fi foarte bine să și-l retragă de acolo, că strică imaginea partidului. Și domnul Cristache Rădulescu l-a retras din funcție. Văd declarația domnului Diacomatu care spune: Dorin Cocoș mi-a promis susținere politică. Și eu zic așa, logic este lumea să spună pe unde putea să-i promită. Pe logica aceasta, că soții ce fac? Vorbesc și discută lucrurile astea între ei. Unde putea să-i promită susținere politică? La Elena Udrea, nevastă sa. Niciodată. Nu numai că nu a intervenit vreodată pentru Diacomatul la mine, dar Diacomatul a fost scos din funcția aceea pentru că
Eu i-am spus lui Chestache Dulescu că nu este potrivit. Revenind la Alina Bica. Haideți să ieșim un pic din nu, dar v-am dat câteva exemple de ce nu putea, nu poate funcționa logica asta că eu trebuia să știu sau că eu aș fost implicată. Vorbeați de susținere. Sărim la un alt dosar, dar care are legătură cu doamna, cu dumneavoastră și cu doamna Alina Bica. Procuroarea Alina Stoica, cea care va exonera de răspundere în dosarul Gala Bute, dacă țineți minte, a plecat de la DNA în urma unui scandal intern la DICOT. Ați vorbit cu Alina Bica sau cu Alina Stoica despre acest transfer? Niciodată. Sunteți sigură? Nici n-am știut. Niciodată. Sunteți sigură 100%? Nici 100%. Nici măcar nu știam că se numea Alina Stoica. Niciodată. Apropo de asta, ce se mai întâmplă cu dosarele Gala Bute și dosarul Gheorghe Ștefan, penalti, bani pentru primari? Uitați, am fost iată ca martor și asta a fost un lucru pe care l-am reproșat, faptul că am fost iată ca martor în prima zi de campanie electorală. Bun. Despre acest dosar este vorba. Deci, Gheorghe Ștefan, la un moment dat, mi-a spus că niște firme de acolo, din dosarul acesta, finanțaseră solicitarea aceea de finanțare pentru sondaje de opinie făcută de Culiță Tărâță pentru SRI. Deci a fost un lanț. N-am înțeles, mai repetați un pic o dată. Deci, la un moment dat, în discuția de la Gheorghe Ștefan, am aflat că din profitul sau din dividendele unor firme care erau nominalizate și în acest dosar, se plătise finanțarea unor sondaje de opinie, solicitarea lui Culiță Tărâță, făcută în numele SRI, așa cum spusese Culiță Tărâță. Întorcându-mă la Gala Bute, încă o dată am spus lucrul acesta. Nu există, nu cred că cineva va mai putea face un spectacol în condițiile în care s-a făcut acel spectacol în România. Nu există nimic penal săvârșit de minister sau de angajați mei sau de mine nici într-un caz în dosarul acela. Dacă cineva, eu am considerat o mare realizare, să-l aduci pe Bute în condițiile în care toată lumea atunci țipa că guvernul nu e în stare să aducă pe Bute în România. Bute era un mare campion, nu vorbim de astăzi. Faptul că s-a reușit aducerea lui Bute, după mine este un lucru care trebuie, eu mă mândresc și cred că trebuie să mândrim cu toții. Dacă cineva a săvârșit o faptă penală în dosarul acela, în speță, cel care a organizat, să răspundă pentru ceea ce a săvârșit. Dar aici vorbim de dosar. Ați fost chemată la DNA în acest dosar? Nu, nu de curând ați fost citată, martor, suspect? Nu am fost, dar încă un lucru. Eu în acest dosar nu am nicio calitate, nu am o semnătură în tot dosarul. De ce vă spun lucrul acesta? Pentru că eu sunt om politic. Mi-am dat seama ce se va întâmpla dacă se va schimba puterea și va veni domnul Victor Ponta la guvernare, spre exemplu. Ceea ce s-a și întâmplat. Mi-a făcut plângeri penale pe toate proiectele pe care le-a găsit în minister. Și am văzut că nu a controlat Ministerul de Interne, nu a controlat ceva de ce s-a mai întâmplat cu IADS-ul, nu a controlat transporturile, a controlat fix ministerul meu. Ați vorbit de Victor Ponta. Ați lăsat tot timpul în ultimii 2 ani să se înțeleagă că știți ceva despre proprietățile lui. Știți că s-a tot discutat despre apartamentele luate în blocul făcut de Nicu Niro, prietenul dumneavoastră. Da. Ce știți despre apartamentele lui știu Victor că Ponta și nu ați spus? Acela și nu, cred că ne referim la aspecte stau. Ne referim la aspecte ilegale, dacă aveți cunoștință. Dar nu aș întoarce la Alina Bica. E un episod nelămurit. Dumneavoastră susțineți că n-ați susținut-o să fie numită la DICOT. Că n-a fost nevoie să o susțină. O susținea oricum președintele pentru asta. Dar cum se face, explicați-mi puțin, cum se face că ați pledat pentru doamna Chioveși, dar nu pentru prietena dumneavoastră de coafor și de gimnastică? Nu mergeam nici la coafor și la gimnastică împreună. Asta e vă place dumneavoastră să spuneți lucrurile acestea, nu? Nu era nevoie. Dar prietena dumneavoastră era, asta putem admite. Da, dar nu contest nici acum. Miza era numirea doamnei Chioveși. Acolo se blocase totul. Pe restul nu mai conta. Dar cum de mai susținut-o pe doamna Bica? Păi dar n-a fost nevoie, a propus-o președintele. În virtutea faptul că lucrase la coduri, la codul penal și procedură penală, faptul că lucrase la un dosar cu ANAF-ul, cu ceva, cu datoria pe care o aveam de recuperat de la Lukoil, sau nu de la Lukoil, de la Rompetrol. Da, Rompetrol, da.
Deci lucrase în câteva cauze cu ea și chiar o considera, din punct de vedere profesional, o considera bine pregătită. Faptul că știa de foarte multe ori că domnul Predoiu nu și-a asumat niciodată să semneze hotărârile de guvern, spre exemplu, cele care erau cu deficit de imagine, vezi reducerea salariilor sau anunțate ordonanțe, nu erau asumate de domnul Predoiu și de Alina Bica. Deci președintele avea, ca profesionist, avea o părere bună despre ea. Deci cine a făcut? Filajul de la Paris, cine l-a făcut? Până la urmă. Este evident că a fost făcut profesionist și pentru Alina Bica. Ulterior s-au cerut datele despre mine când eu am intrat în campanie, ca să fie folosite la acel moment. De către cine? Eu mă mir de un singur lucru. Că am văzut acum marea dezbatere pe legile securității cibernetice. Păi dacă Serviciul Român de Informații nu a putut să afle cine a lansat pentru o oră sau nu știu cât a fost câteva ore un site după care cine a deschis un site pe care au lansat niște fotografii și apoi a dispărut. Cine a scris mail-uri? De unde știți că nu a fost? De unde știți că n-au aflat? Știm că raportul e strict secret. Atât așa a spus președintele Băsescu. Nu știm ce scrie ce în acel raport. Sau poate știți dumneavoastră. De aceea vă întrebăm ca domnul Cristoi, or fi fost serviciile secrete chineze. Cine a fi putut să fie, de nu putem să știm? Nu știu, vă întrebăm pe dumneavoastră, v-ați lămurit cine au fost? Nu, m-am lămurit, nu. Și uitați, ca dovadă că nu formulez acuzații dacă nu știu, nu m-am lămurit, am suspiciunile mele, dar nu am nicio dovadă. Ați vorbit mult despre bani negri, despre faptul că televiziunea România TV a fost finanțată cu bani negri la cererea lui Coldea către Dorin Cocoș, intermediarul transportului banilor fiind Alin Cocoș. Ați vorbit de multe ori despre ziariști plătiți din bani negri. Cine sunt aceștia, în afară de ceea ce ne-a spus deja de la România TV? Dacă o fi adevărat. N-aș face o listă, dar de multe ori mă uit, îi văd la televizor și... La care seama... posturi de televiziune păi nu, vedeți? Păi nu, tot, că nu mă refer la moderatori neapărat, ci la cei care sunt invitați. Dar mai știți și alte comisioane făcute de Dorin Cocoș nu. Pentru SRI, nu. În afară de acesta? Nu, acesta mi l-a spus el și pe acestea le-am spus mai departe atunci și încă o dată. Le-am spus și celor de la SRI în față. Dar pe Sebastian Ghiță l-ați întrebat dacă e adevărat că Dorin Cocoș i-a dus 500 de mii, că aveți discuții cu el. A fost întrebat Sebastian Ghiță de două persoane și lucrul acesta mi l-a spus și mie în Parlament în alt context. De ce? Da, cred că asta am spus-o. De ce totuși atacă atât de fără probe și în continuu și atât de lipsit de ontologie mă atacă pe mine, pe Dorin Cocoș, pe Traian Băsescu și răspunsul lui a fost că nu mai controlează acest post și că ordinul răspunsul cui? A lui Sebastian Ghiță și că ordinul l-a primit de la Florian Coldea. Doamna Udrea, aș dori să lămurim un episod, un aspect din declarația dumneavoastră de avere unde găsim un număr impresionant de terenuri agricole cumpărate în județul Călăraș după divorț, în perioada 2013-2014 și mai ales v-ați creditat cu sume impresionante de sute de mii de euro, tot din declarația de avere, vedem, câteva firme unde sunteți acționar. Da. Iarăși, de unde vin atâția bani? Păi erau în conturi banii aceia, din vânzări. Am avut o proprietate, un bloc în Chopin, pe care l-am vândut. Erau banii care erau în conturile mele, nu din altă parte. Sunt banii din conturi care au plecat, dacă vă uitați în conturile, s-au golit și au plecat creditare către firme. Mi-am vândut toate casele. Adică toate însemnând un apartament, o casă în Pipera și casa în care locuiam în Țițeica. Da, da? Ne puteți explica în declarația, în ultimul interviu dat pentru Hot News, referindu-vă la partaj, a spus așa. Da. Bunurile pe care le-am obținut la partaj sunt bunuri care erau dobândite fie înaintea căsătoriei, fie în perioada 2005-2006, maxim 2007. De ce ați partajat doar aceste bunuri, nu și cele obținute între decembrie 2003, când v-ați căsătorit, și 2005, sau și cele după 2007? De ce fix pe perioada asta ați partajat? Nu, în 2007 era în timpul căsătoriei, spre exemplu. Da, da. Bunurile cealaltă sunt pe firmele soțului. Și? Păi n-am împărțit firmele. Am convenit că firmele și cu bunurile lor, ce au hoteluri, magazine, ce au ele, rămân soțului, urmând că el să-mi dea mie o sultă. Da?
Adică n-am o sută, adică o diferență de bani între cât valorează bunurile și valoarea averii, nu? Da. Și ați trecut-o în declarația de avere, această sultă de 460.000 de euro. Da. Mai aveți de încasat și alte sume. Alte sulte, alte diferențe de bani. De la Dorin Cocoș în viitor. Sunt, trebuie să verific cât. Cât de mari? Tot de sute de mii de euro? Da, cred că da. Cam câte sulte, câte diferențe de bani mai aveți de încasat? O să verific și o să spun, pe măsură ce o să văd exact cu aproximație. Probabil că mai am de încasat de la soț până într-un milion de euro. La fostul soț. De unde rezultă diferența asta de bani? Și de ce n-ați încasat-o din prima? Pentru că n-a avut de unde să-mi dea. Nu a avut de unde. Și am avut o înțelegere că în timp de ani de zile să cum n-a avut de unde? Pentru că vedem totuși că ați împărțit multe hoteluri, afaceri și așa mai departe. Nu le-a vândut nimeni. Alea nu au fost vândute. Banii ăștia sunt cash. Sulta înseamnă bani, nu înseamnă proprietăți. Da? Și pentru că nu a avut să-mi dea, n-am înțeles în felul ăsta. Că în ani de zile, pe măsură ce o avea, să-mi dea. El rămânând totuși cu toate afacerile care erau ale lui, desigur. Nu erau ale mele. Adică nu avea sens să... Vreau să împart afacerile, plus că nu sunt om de afaceri, ca să împart afacerile cu mine. M-aș întoarce un pic la cariera dumneavoastră. Orice soție, când... Ai destul de neobișnuit, să știți. Mai este foarte obișnuit. Să rămână cineva cu business-ul și cu proprietăți și cu o parte din proprietăți, altcineva să rămână cu mai puțin și pentru diferență să primească bani. M-aș întoarce un pic la cariera dumneavoastră politică, care în momentul ăsta e... pusă sub semnul întrebării, să-i spunem eufemistic. Între paranteze, mai ales că ați anunțat că vă și retrageți. Dar tot timpul ați insistat pe rolul dumneavoastră pe lângă Traian Băsescu, că-i dădați informații alternative. Nu și am insistat, m-ați întrebat și v-am spus. Ați spus care era rolul dumneavoastră și că de aici vi se trage acest tratament din partea... Așa mi-a spus și îmi pare credibil, pare logic, așa mi-a spus domnul Sebastian Ghiță. Bun. Ce se întâmplă cu Traian Băsescu în condițiile astea? Păi eu nu știu ce face președintele, dacă va dori să intre în politică, nu are nicio legătură cu ce fac eu, adică nu suntem legați ombilical. Politic, dar ne-ați explicat până acum, ne-ați dat atâtea detalii despre cât de apropiată era relația dintre și de încredere maxim. Faptul că ați fost trimisă, că ați mers la Victor Ponta. Nu, n-am fost trimisă. Deci... Ați mers dumneavoastră, exact. Să intermediați practic o înțelegere. Esențială pentru România. Să-i explic lui Victor Ponta. De aceea v-am întrebat acum. Dacă știți ce va face președintele, fostul președinte, ați mai vorbit cu el? Când ați vorbit ultima oară? Cred că ieri. N-am mai vorbit cu el. Pe ce temă? Pur și simplu, pe subiectul... Microsoft? Chemării mele la DNA. Nu, o chestie de complezență. Nu. Pe Traian Băsescu l-ați așteptat, doamna Udrea, cu covorul roșu, la propriu, în PMP. Însă fostul șef al statului, nu doar că nu a venit să-și ia birou în primire... dar nu v-a mai girat, nici măcar nu v-a mai girat public, așa cum a făcut-o în campanie. De ce? Păi să întrebați pe dânsul. Dar dumneavoastră nu l-ați întrebat ieri când ați vorbit? Păi eu sunt de altă părere, dar chiar n-ai dar spuneți-o dacă sunteți de altă părere. Noi asta am observat, asta nu înseamnă că așa e. De ani de zile tot aud un tăpălagă cum Traian Băsescu o repudiază pe Udrea, ba prea mult și o apropie, ba prea mult o renunță la ea, ba. Ce rost are ce să mai fac eu vreun comentariu? De ce n-a intrat? Asta e întrebarea. Când de ce nu a intrat să se întoarcă în politică? L-ați auzit spunând ceva și n-a spus ceva de PMP și de Elena Udrea? Nu, tocmai că n-a spus nimic. Ne așteptam să fie în PMP, când? Așa cum ați anunțat dumneavoastră. Pentru că așa ați anunțat. Pentru că i-a spus covor roșu. Știți când? Bun, o să stă acolo până când o să ne viziteze. Știți când a fost această singură declarație că va veni? Când în campanie, susținătorii doamnei Macovei au lansat că președintele României de fapt o susține pe doamna Covei. Dacă în campanie Traian Băsescu nu venea în fiecare zi să pună mâna să spună eu o susțin pe Elena Udrea, erau unii interesați să spună nu o mai susține pe Elena Udrea. Ăla a fost momentul când am declarat că Traian Băsescu va veni la PMP. Părerea mea că nu poate președintele Traian Băsescu să se înscrie într-un partid politic, fie el și Partidul Mișcarea Populară, să fie partener cu noi, ok, și așteptăm să parcă în politică, dar să înscrie în PMP... Parcă e prea puțin pentru tot despre Traian Băsescu a spus la finalul mandatului său într-o conferință de presă că dacă ar fi chemat la parchet, că îi se tot scot dosarele de la naftalină, abia așteaptă să discute cu procurorii pentru a clarifica problemele. A dat acest mesaj. Dumneavoastră n-ați dat ieri nicio declarație la DNA după cum ați declarat, nu? De ce nu ați dat declarații? Cinstit pentru că așa a spus avocatul.
Și eu am vrut să dau, mai ales că declarațiile mele le-am dat la dumneavoastră, le-am scris pe Facebook, adică n-am nimic în plus. Dar avocatul a spus că ar vrea să vadă dosarul înainte. Vă așteptați la o cerere de adresată Parlamentului României de arestare preventivă în dosarul pe care l-aveți? Nu. Nu cred că ăsta este un motiv de arestare preventivă a unui parlamentar. Faptul că nu cunoștea veniturile soțului. V-ați gândit, ați luat în calcul în perioada asta o eventuală colaborare cu procurorii, eventual să încheiați un acord de recunoaștere a vinovăției? Păi vinovăție că ce? Că știam lucrurile astea? Nu, nu le știam, exclus. Deci nu știam, nu mi-a spus, este și încă o dată, simplu vă spun, nu trebuie să mă creadă nimeni pe cuvânt pe mine. Cel mai simplu, domnule, să fie întrebat Dorin Cocoș. I-ai spus vreodată Elenei Udrea că ai făcut acel împrumut către firmele tale, adică declar sume 500.000 împrumutul de la Pescariu, declar 100.000, nu știu, dividende, și nu declaram 100.000 de 140.000 de euro. Evident că o declaram dacă îmi spunea cineva de ea. Știți de ce v-am întrebat? Pentru că de la Năstase încoace, deci de 10 ani, de când a început, să-i spunem, lupta împotriva corupției mari, nu prea știu să fi scăpat nimeni împotriva căruia au fost duse acuzații foarte grave, nici Vântu, nici Voiculescu, nici unul dintre cei care se credeau intangibili. Da. De asta v-am întrebat dacă luați în calcul varianta unei eventuale când înțelegeri sunt, cu procurorii. Dacă sunt lucruri pe care le pot lămuri cu procurorii, în orice cauză, legat de oricine, uitați că fac mai mult decât face oricine până acum. Deci n-am nicio problemă să spun o mulțime de lucruri. Vi s-a înregistrat denunțul? Ați primit un număr de înregistrare? Da, s-a înregistrat acest denunț, da. Vă așteptați, vă rog. Dar și eu mă întreb oare ce s-ar putea întâmpla mai departe? Pentru că, spre exemplu, cel care anchetează activitatea generalilor, fie ei din servicii de informații, este parchetul militar. Parchetul militar este condus de domnul Alexandru, soțul fostei procuroare Alexandru, care a plecat din DNA după ce a fost prinsă de doamna Chioveși și de SRI că dădea informații secrete din dosare către Hrebenciuc. Stați așa că asta e o informație nouă, nu știam. Public n-a apărut niciodată. A anunțat nimeni asta. Eu am văzut la domnul Tolontan. Deci nu cred că a scris, cred că a pus-o ca ipoteză de lucru, Cătălin Tolontan. Înseamnă că a luat-o ca ipoteză de lucru. Da, probabil că eu am și confirmarea de undeva. Deci în condițiile în care domnul Alexandru este procurorul șef al parchetului militar, evident că aștept cu interes să văd ce se întâmplă cu acest denunț. Nu înțeleg ce ați vrut să spuneți cu această ultimă observație. Mai clar. Păi, mă gândesc dacă domnul Alexandru are curaj să îl cerceteze pe domnul Colde. Vă gândiți să faceți un demers similar, un astfel de, nu știu care e procedura parlamentară, o interpelare în Parlament? Pentru că există o comisie de... Este o idee, da. O să o fac doar pentru seriozitatea acestui demers, care eu cred că înseamnă viitorul acestei țări. Altfel, nu am încredere că parlamentarii care, în mod cel, gândiți-vă, comisia asta, înțeleg că este în comisie domnul Ghiță, spre exemplu. Sunt mult mai mulți decât domnul Ghiță și încrederea publică în ei, într-adevăr, e spre zero. Credeam că spuneți că e mare. Deci niște parlamentari care au propriile lor schelete în dulap, nu văd cum ar fi capabil să facă un control asupra activității SRI. Asta vă spuneam că e periculos când oamenii sunt șantajabili, e periculos să-i pui în funcție. Mai e ceva care îmi scapă, doamna Udrea. Pe blog ați declarat că regretați demisia lui George Maior de la șefia SRI pe Facebook. Da. Că a fost cel mai bun șef de serviciu, cred că ați spus și asta. Cred că da. Dar ce nu înțeleg e cum de se întâmplau atâtea nenorociri sub el, fără ca el să nu fie informat, de pildă. Puteți să-l întrebați. Tot timpul domnul Maior, când îi spuneam anumite lucruri, îmi spunea că analiza mea nu este corectă. Și poate nu era așa corectă. S-a dovedit că era corectă. Din punctul dumneavoastră de vedere. Da. Din punctul de vedere s-a dovedit că era la corectă. La ce anume? Ne puteți da un exemplu de analiză? Păi, spre exemplu, când îi spuneam domnului Maior că
domnul Coldea conduce, de fapt, serviciul în realitate și ținta este să aibă toată puterea, îmi spunea că nu este așa și mi-a garantat de foarte multe ori, ca argument, o să vezi, domnul Coldea își va da demisia odată cu mine, va pleca odată cu mine din acest serviciu, pentru că noi am fost aduși de Traian Băsescu și plecăm odată cu el. Aș fi curioasă acum să văd dacă domnul Maior mai susține chestia asta. Mai era un aspect pe care probabil că ar trebui să-l confirme Victor Ponta, l-am auzit din foarte multe locuri și care a contribuit în timpul campaniei la ideea că se dorește a fi adus domnul Klaus Iohannis. Nu că ar fi fost mai rău, evident că între Victor Ponta și Klaus Iohannis vedem încă o dată că e foarte bine că este domnul Iohannis președinte, chiar dacă, mă rog, votul n-a fost pro-Iohannis, neapărat ce anti-Ponta. Dar mai era un aspect. S-a spus că la vremea undeva spre ziua lui Victor Ponta, care este undeva spre toamnă, într-o adunare din aceasta neoficială, fiind de față și domnul Ponta și domnul Coldea, aș mai da și altă nume, dar nu mai sunt sigură și nu vreau să pun niște oameni să iasă să dezmintă eventual, domnul Ponta i-ar fi spus domnului Coldea, domnului general, dacă ajung președinte, căutați-vă de lucru. Și a continuat, asta este, așa se spune și mi-au spus mai multe persoane, a continuat spunând și țineți cont că am curaj să vă spun lucrul acesta în condițiile în care încă n-am ajuns președinte. Și insinuați că... Dar de unde știți lucrurile astea, discuția asta, da, cine v-a spus? De la oameni care fie au fost acolo domnul Ponta, eventual, de față, fie au... Deci oameni de față au, la un astfel de dialog între domnul Ponta și domnul Coldea? Erau vreo 5 persoane. Dar, spre exemplu, nu o să vă dau numele pentru că oamenii sunt foarte multe alte nume pe care le pot spune și pe care voi spune procurorilor, pentru că expun niște oameni care chiar n-au nicio... Deci spuneți că domnul Ponta l-a amenințat pe domnul Coldea cu concedierea, cum ar veni dacă va ajunge Dar asta trebuie, spre exemplu, să confirme Victor Ponta dacă s-a întâmplat. Și insinuați că atunci domnul Florin Coldea ar fi avut tot interesul ca Klaus Iohannis să fie președinte și a și acționat în consecință? E o acuzație extraordinar de gravă. Cred că da. De eu cred că politică. Da, asta este o analiză. Nu este o acuzație că ar fi ceva penal. Nu? Dar este o analiză a mea. Ba da, că domnul... când un serviciu... Poliție politică. Atunci când un serviciu lucrează pentru un politician, e poliție politică în toată regulă. Deci eu vă spun așa, că în mod cert, în opinia mea, domnul Coldea l-a susținut pe domnul Iohannis. În mod cert. Da, atunci se bate cap în cap cu ideea de mai devreme, cum că domnul Victor Ponta este ocolit de dosarul Microsoft și de alte dosare. De ce? Că dacă SRI-ul Coldea ar fi avut interesul... Haideți să vedem acum, după ce a plecat domnul Maior. Ce mai urmează? Ce mai urmează în legătură cu ce? Legătură cu domnul Ponta. Părerea mea că se va forma o altă majoritate în Parlament, pentru că majoritățile în Parlament se pot forma și sub presiune. Dacă un lider de partid are dosar penal, sau poate avea dosar penal, atunci va lua ce decizie trebuie. Dacă politicienii pot fi șantajați cu dosare penale sau șantajați, au spectru unui dosar penal deasupra capului, evident că pot lua decizia de a susține de a forma altă majoritate. Am auzit comentarii cum că pe Victor Ponta îl mai avea un suport în logic, în Maior, în George Maior. Acum că George Maior a plecat, mă aștept ca partenerii domnului Ponta să susțină altă majoritate, una formată în jurul PNL-ului, eventual. Mai este o informație... Dar ce legătură are majoritatea cu domnul Maior? Că nu înțeleg. Majoritatea politică cu plecarea domnului Maior. Nu înțeleg de ce faceți legătura asta una cu alta. Păi v-am mai spus de unde vine puterea celor de la SRI. Din faptul că acolo sunt toate informațiile, mai ales cele care țin de scheletele din dulap. Deci așa se întâmpla și pe vremea lui Traian Băsescu, cât a condus serviciile, tot așa se întâmpla? Probabil că da, dar părerea mea este că lucrul acesta s-a văzut prea târziu. A fost
prea târziu când toată lumea s-a prins de ce se întâmpla în realitate. Deci plus în 10 ani nu s-a prins nimeni, v-ați prins la sfârșit. Nu, da, puterea a crescut pe parcurs, evident, nu. Și nu poți să negi rolul SRI-ului în apărarea statului de drept și nici într-un caz încă o dată, nu se înțeleagă, instituția are tot respect, toată admirația, sunt dintre cei care au vorbit superlativ despre SRI întotdeauna. Această instituție a intervenit pentru apărarea statului de drept și în 2012 și în 2009, când cei de la PSD puneau la cale fraudarea alegerilor și votul acela, decizia judecătorilor de a respinge rezultatul alegerilor. Dar oamenii, instituțiile sunt și ele conduse de oameni. Nu se poate să spunem că oameni răi sunt în presă, în politică, în orice, dar fix în fruntea serviciilor. Realizați că susțineți două teze care se bat cap în cap. Odată că SRI-ul a funcționat bine ani de zile și că a avut performanțe pe care le-a recunoscut și președintele și dumneavoastră. Așa, președintele a spus că nu mai există control politic pe servicii, că acționează profesionist, că acționează după reguli. Șefului serviciilor asupra politicii. Bun. Deci, pe de o parte, și președintele Traian Băsescu, fostul președinte, și dumneavoastră ați susținut teza funcționării la performanță maximă a serviciilor și astăzi susțineți o teză total opusă, că acolo s-au întâmplat nenorociri mari de-a lungul timpului și că acțiunea... Dar nu e adevărat, v-am spus explicit, nu amestecați ce fac niște oameni în fruntea unei instituții cu ce se întâmplă în instituție. Eu vorbesc doar acum de dorința de a exercita puterea a unui om care conduce o instituție care produce secretele în această țară sau adună secretele tuturor în această Ultima țară. Ultima întrebare ar fi așa. Nu vă temeți de un nou dosar, doamna Udrea? Pentru că toate aceste acuzații sunt extrem de grave și se bazează până la acest moment pe zvonuri, pe ce au spus alții, pe declarațiile altora, pe poveștile altora. Păi, vă spuneam că, în general, dosarele se bazează pe ce spun oamenii, nu? Deci, tocmai spuneam că în dosarul Microsoft, Pescariu a spus niște lucruri, Gabi Sandu a spus, toată lumea a spus niște lucruri. Dar, intrând procurorii și analizând ce s-a spus, unele lucruri au început să fie dovedite. Dacă eu aflam, mai devreme îmi spuneați că am știut de 3 luni și nu am spus ce mi-a spus fostul soț. Dacă eu am aflat toate lucrurile acestea și nu le spuneam, ce mi-ați fi zis mie peste câțiva ani? Dacă veneam și spuneam, știți, eu în 2014 știam lucrurile acestea. Da? Deci eu spun asta, este treaba instituțiilor DNA-ului, acolo unde am făcut denunțul, să cerceteze denunțul pe care l-am făcut și, desigur, să îi cheme pe toți cei pe care i-am nominalizat, inclusiv pe mine, pentru lucruri suplimentare, pentru a vedea care sunt faptele.